și că într-o pădure deasă, lângă lacul cristalin, aveau casele alături Oana Vulpe și Martin. Dar în vremea aceea, frate, Moș Martin o coadă avea, lungă, mare și stufoasă, îi uimea pe toți cu ea. Se mirau cu toți în corp. Poate merge la paradă? Ce culoare, ce desine! Da, puse pe o coadă. Doar cu mătra supărată, să respire nu putea. Coada cea mai arătoasă, tocmai ursul o avea. Și se tot gândea cu mătra cum pe urs să-l păcălească și cu coada cea stufoasă el să nu se mai fălească. Și uite așa, zi după zi, vulpea avea viața amară. Dar norocul i-a surâs. Deodată, într-o seară, pe fereastra vulpii încet o mireasmă se strecoară până în casa lui Martin, care scoate capul afară. Pește prăjit îmi pare, zice ursul pofticios, și la ușa de alături bate de trei ori sfios. Bună seara, măi vecină, nasul măi că minutaș, cu aroma minunată, de unde peștanii grași? Am să-ți spun fără leșagă, vai ce coadă ai frumoasă! Am trudit-o noapte întreagă, peștii să i-am pe masă. Îți dădeam și ție unul, știi doar cât îmi ești de drag. Dar am terminat mâncarea tocmai când era în prag. Cum prinzi peștele? Hai zi, repede că n-am răbdare. Stai și strigi pe malul adânsul? Să-l pui pe coadă sare. Vai, vecine, bag de seamă că deloc nu te pricep. Pescuitul e o artă, nu te lași dacă încep. Cum să-i pui pe coadă sare? Cine a mai auzit? Sare pe-abia la urmă, când îl scoți de la prăjit. Vorba-i lungă, iar metoda nici de cum nu o dibuiesc. La gătit mai mișc o leacă. Să cum îl pescuiesc? Las că îi aranjez eu coada. Cum să pescuiești, Martine? Imediat te-o-i învăța. Te trezești la miezul nopții și de șale te îndrepți, îți bagi coada în apă, frate, și vreo două ore aștepți. Când simțire e o strânsură, gata-i treabă, s-o cotești, că ciortanii sunt acolo și atunci coada îți muncești. Chiar de seară merg la baltă, o să-mi folec boierește. De unde să știe prostovanul cum de avea cu mătra pește? Cu o noapte înainte tot umblase după hran. În zadar nimic, iar coastele mai că se vedeau prin blan. Înspre dimineața aude pe drumeag un sunet clar. Dinspre deal venea alene, scârțăind din roți un car. Un miros de pește proaspăt, vântul rece aducea. Hai să văd cum e norocul, poate mi-a picat ceva. Și s-a prefăcut că-i moartă, drept în mijloc de drumeac. Vede cum din car coboară un țăran cu un toiac. Ce-o mai fi și asta, Doamne? Dice bulă de cucoană, o să-i fac nevestii mele? Unde pui că-i de pomană? Apucă vulpea de coadă și încară o zvârle în grabă. Mână repede să ajungă cât mai repede la babă. Carul-i plin de pește, vulpea nici o clipă n-a mai stat. Pește după pește, hoața din car jos s-a aruncat. Și uite așa, cu mătra noastră, de atunci pește mănâncă și în fiecare seară burduhanul cel lung. Să ne întoarcem însă acum la Martin cel prostănat. Cum a spus în ies de noapte, a ajuns chiar lângă lac. Era frig, sfârșit de toamnă, maică îi venea să plece, însă cu gândul la pește, bagă coada în apă rece. Două ore, a zis vulpea, eu stau trei, căci mă gândesc, că în trei ore încheiate, mai mult pește pescuiesc.
Tremură Martin și afară frigul iată se întețește. Apa lacului îngheață, coada-i prinsă ca în cleșe. Hai că strunge! Simte ursul cum îi ține gheața coada. Stai, acum o trag afară, nu am tremurat degeaba. Doar că trosc, coada se rupe când Martin se opintește. De durere, ursul urlă. Au! Și nici urmă de vreun pește. Își dă seama de îndată că de vulpe-i păcălit. S-o omoare în bătaie pe cum mătrea a pornit. Într-o scorbură îngustă, vulpea noastră se ascunde. Știe hoața că acolo ursul nu poate pătrunde. Unde-i coada, Moș Martine? S-au mâncat-o peștii toată? Sau ai fost cu mult mai lacom și ai vrut pe toți deodată? În zadar încearcă ursul vulpea să o jumulească. Coada lui e în lac săracă și alta în loc n-are să-i crească. Ați auzit? Vicleana vulpe a scăpat de data asta. Moș Martin și acum suspină. Cum de m-a lovit năpasta? Și de atâta orice babă spune nodul de broboadă când o necăjești vreodată. De-aia n-are ursul coadă!